În primele două zile ale intervalului va fi caniculă în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie a temperaturilor maxime de 36 de grade Celsius și minime medii în general de 18-19 grade. Răcirea estimată ulterior va determina un regim al maximelor termice la nivelul regiunii în scădere accentuată spre 28 de grade în ziua de 19 august și minime ce se vor situa în jurul valorii de 15 grade. Vremea se va încălzi în perioada 20-26 august, astfel că în medie se vor atinge maxime de peste 30 de grade și minime de 16-17 grade. Spre finalul lunii august este posibilă o scădere a valorilor de temperatură spre maxime în jur de 28 de grade și minime de 14 grade, caracterizând un regim termic apropiat de normal pentru această perioadă. Cred că ar trebui să nu se mai taie pădurile în țara asta. Nu credeți? E părerea mea. Și sunt convinsă. La care ne așteptam. Deci nu e ceva. Ne așteptam după tot dezastru care se întâmplă în jur. Eu personal trăiesc în altă parte și toată lumea are copaci până mai mari decât casa. Braz și astea și mă întorc în țară după 10 ani și se pare că totul e o arșiță. S-a sucit clima cu toată lumea. Când e cald, când e soare, când e vânt, nu mai știm cum să ne îmbrăcăm. Credeți că ne afectează organismul? Păi cred că da, normal. Nu știm cum să ne îmbrăcăm, când în pantaloni scurți, când în ișmene, când în... Fenomene asociate instabilității atmosferice sunt estimate pentru 17 și 18 august, însă doar pe arii restrânse vor fi averse mai însemnate cantitativ. În restul intervalului, prognoza indică o probabilitate destul de redusă pentru ploi, regimul pluviometric urmând a se menține deficitar. Ieri 40 de grade, azi 21 pic. Noi am fost într-o excursie, eu sunt din Galați, în Serbia, și a fost foarte cald. Pentru mine acum e perfect la dumneavoastră, e prima oară când vizitez orașul. Schimbările de climă, oricum nu depind de noi, doar că ar trebui să fim mai atenți cu mediul înconjurător. Acțiunea complexă a vremii asupra organismului uman poate fi de mai multe tipuri, optimă, excitantă sau acută. Ce părere să am? Eu știu, ceva se întâmplă, probabil și noi suntem de vină. Pentru că nimic nu este întâmplător. Natura se răzbună. Credeți că ne afectează într-un fel organismul? Categoric. Categoric. Și o să ne afecteze și mai rău. Ar trebui să ne obișnim treptat cu toate schimbările astea. Vremea optimă este considerată aceea care ne influențează favorabil, producând bună dispoziție și are o acțiune pozitivă asupra organismului. Asemenea, tip de vreme se caracterizează prin menținerea relativ uniformă a elementelor meteorologice, când temperatura medie diurnă nu oscilează cu mai mult de 2 grade Celsius.